Aflată la ultima apariție din acest an în fața propriilor suporteri, echipa suceveană abordează jocul cu intenția declarată de a obține prima victorie din actualul sezon. Oaspeții de sâmbătă sunt coleși de suferință cu voleibaliștii lui Victor Pancu, fiecare echipă având câte un punct câștigat. Sucevenii atacă jocul cu Torpi Târgu Mureș în efectiv complet, deși în ultima săptămână Olteanu și Giurcă nu s-au putut antrena normal din pricina unor răceli, iar Ursache a acuzat o întindere musculară. Partida dintre CSM-ul LPS Suceava și Torpi Târgu Mureș va avea loc sâmbătă de la ora 12 în sala Unirea și va fi supervizată de Nicolae Calimac din Cluj.